Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Vă spun bine ați revenit în Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-ați obișnuit, vorbim despre școală și în mod special în această seară despre fondul clasei. Hai că știți despre ce e vorba, da? Mai toți cei care suntem părinți știm că există practica asta în multe dintre școlile din România, un 10 lei, un 20, un 30 de lei acolo, să le fie bine copiilor în sala de clasă, nu să aibă ei tot ceea ce trebuie. Un singur detaliu lipsește din toată povestea asta. Practica asta este ilegală, este interzisă prin lege. Acum, de ce am ajuns noi în punctul în care să uităm că învățământul românesc este gratuit? E un lucru la care va trebui să reflectăm și nu doar la asta, dar în mod special la faptul că cei care ne atrag atenția sunt surprinzători chiar elevii, nu părinții, nu profesorii. Iată de ce în seara asta vă propun să abordăm un pic discuția asta despre banii care se duc în școli și nu sunt contabilizați sub nicio formă, cu reprezentanții asociațiilor elevilor, cei care au avut curajul să facă publice aceste cazuri. Le spun bună seara invitatelor mele din această seară, Ariana Dodună, președinta Asociației Elevilor din Constanța, și Daria Mateciuc, eleva de la Liceul Calatis din Mangalia, care a făcut public cazul de săptămâna trecută. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara, mulțumim pentru invitație. În regulă. Hai să povestim un pic despre ce s-a întâmplat. Poate ar fi util pentru ascultătorii noștri să reîmprospătăm informația. Săptămâna trecută, voi cei de la Asociația Elevilor din Constanța ați adus în atenția publică faptul că la un liceu din Mangalia au fost descoperite liste cuprinzând bani dați de elevi pentru diferite, nu știu, nevoi în școală. Ariana, dacă ne poți ajuta cu mai multe detalii. Sigur, existau niște liste care erau ținute de către, din ce am înțeles, secretariatul școlii, dar de către personalul unității de învățământ, intitulate datorii la Xerox, practic elevilor atunci când aveau o lucrare, un test sau voia profesorul să lucreze de pe fișe, li se înregistrau niște datorii la Xerox, cost de 0,5 lei pe foaie la Xeroxul școlii, Xerox deținut de școală. Și elevii trebuiau să plătească pentru fiecare test pe care îl dădeau, să plătească Xeroxul școlii. Repet, nu ne referim la, nu știu, se ducea profesorul la alt Xerox. Nu, Xeroxul din școală, elevii trebuiau să îl plătească și li se făceau niște liste cu datorii. Mai mult, se dădeau chiar și chitanțe pe aceste datorii. Chitanțe care nu erau înregistrate, dar care aveau ștampila școlii, erau semnate de către secretară. Bineînțeles, chitanțe date fără vreo anumită bază juridică. Și noi am decis, odată ce am primit acest tabel, să-l publicăm pentru a atrage atenția că ceea ce se întâmplă nu este ok, pentru că acești bani pot veni, dacă ne referim la evaluarea elevilor, pot veni și din costul standard per elev, ei pot să vină și pe finanțarea complementară și pentru că este un fenomen foarte întâlnit în învățământul constanțean. Noi am sperat că cât de cât s-a diminuat pe perioada pandemiei, pentru că cursurile au fost în online și ne-am fi dorit să nu revină, însă din ce vedem a revenit. Ariana, am o curiozitate, dar dacă erau, nu știu, elevi care refuzau să achite sumele respective, ce se întâmpla? Cred că la această întrebare ar putea să ne răspundă Daria mult mai bine, pentru că ea este și elev în liceu și trebuia să plătească această datorie la Xerox, dar din ce am înțeles, în anumite cazuri refuzau să printeze foi pentru clasa respectivă. Daria, dacă poți să ne dai mai multe amănunte. Da, chiar așa au spus și persoanele de la secretariat, că pentru clasa respectivă nu se vor mai fotocopia foi sau nimic altceva, niciun material. Deci, cu alte cuvinte, înțeleg că, de fapt, un lucru care ar fi trebuit să se întâmple firesc, normal, într-un învățământ de stat care este gratuit, era condiționat de plata acestor bani. Pentru, nu știu, elevii trebuiau să susțină niște teste, să spunem, nu? Iar dacă nu dădeau banii respectivi, nu mai dădeau teste. Da. În regulă. Eu am citit despre cazul pe care l-ai făcut tu public și am văzut și reacțiile care au apărut după. Aș fi vrut să ne povestești puțin cam care au fost, cum au reacționat profesorii, colegii tăi, poate și inspectorii, că am înțeles că până la urmă se desfășoară o anchetă în liceu. Și cum ai gestionat tu toată povestea asta? Da, s-a desfășurat și o anchetă. Per total, oamenii au fost foarte șocați, în primul rând pentru faptul că liceul avea un renume foarte bun,
și am fost blamată că am stricat imaginea liceului și pentru că am arătat acest lucru, mi s-au făcut presiuni și din partea unor colegi, spunându-mi că nu am procedat corect. De ce? Da, care au fost argumentele? Că încerc să-mi dau seama cum au argumentat critica asta. Că ei, de fapt, nu s-ar fi plâns de Xerox, deși este ilegal. Și pur și simplu am denigrat imaginea liceului. Da, interesantă perspectiva asta cu denigrarea liceului. Ariana, mă întorc un pic la tine. Aș fi vrut să știu, știu că voi ați făcut public ieri chiar încă un caz care se pare că a avut loc la Liceul Pedagogic Constantin Brătescu din Constanța, da? Și aș fi vrut să ne povestești un pic mai mult despre ce s-a întâmplat acolo și care au fost consecințele. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Da, referitor de cazul de la Colegiul Constantin Brătescu, în urma cazului din liceu din Mangalia, noi am lansat un formular în care practic am întrebat elevii în mod anonim, la voi în școală se întâmplă chestia asta? Pentru că, din punctul nostru de vedere, e logică, dacă se întâmplă undeva, se mai întâmplă cel puțin în încă un liceu. Și prin acel formular am primit un tabelul pe care l-am și publicat cu numele elevilor anonimizate, un tabel în care era testat atât plata fondului clasei, cât și plata unor cadouri pentru profesori. Dar unor cadouri, să vă spun, 60 de lei per copil pentru cadou. Adică vorbim de sume foarte mari. În total pe tabel erau strânși peste 1800 de lei, calculând, adunând tot ce era atestat în tabelul respectiv. La momentul actual, elevii din clasa respectivă, pentru că a fost identificată clasa de la care provine tabelul, sunt amenințați, sunt presați atât de către alți colegi, de profesori, de părinți, pentru a ieși să spună că nu li s-au cerut bani, că din proprie inițiativă au colectat aceste sume, că nu au fost presați de nimeni să le achite. Și acum, să fim serioși, eu nu cred, e foarte greu să cred că se trezesc elevii singuri să ceară bani, să strângă bani ca să cumpere marcare, să cumpere ce trebuie în clasă. Da, o întrebare foarte bună. Ariana, dacă îmi dai voie, să știi că aș vrea să-ți dau o mână de ajutor în ceea ce privește demersul ăsta al asociației, pentru că aș vrea să le lansez provocarea asta și întrebarea asta și ascultătorilor noștri, pentru că sunt tare curios. Dacă sunt părinți dintre cei care ne ascultă și cotizează la acest fond al clasei, dacă da, aș fi curios să-mi spună de ce, cum văd ei, care sunt rațiunile pentru care dau banii ăștia la școală și vă reamintesc că ne putem auzi la numărul de telefon 0372 069 599. De ce dați bani la fondul clasei? Ok. Ariana, mă întorc un pic la ce povesteai un pic mai devreme și mă surprinde maniera în care a reacționat toată lumea acolo, de la elevi, profesori, nu știu, poate și din partea inspectoratului școlar. Ați avut vreun fel de reacție? Inspectoratul școlar, din ce am înțeles, acum demarează o anchetă. Și deși n-au avut un răspuns propriu-zis ca la cazul de la Mangalia, unde au declarat inițial că nu au fost strânși banii cu ajutorul personalului didactic, deși noi aveam dovezi în acest sens, nu a fost o reacție de genul, dar totuși considerăm că, având în vedere că nu este încă un răspuns prompt, ci un rezultat rapid al anchetei, că nu prioritizează destul de mult subiectul. Mai ales că la nici o săptămână după cazul de la Mangalia am aflat că mai există și în alt liceu. Deci eu, dacă eram inspector, după cazul de la Mangalia, mergeam din proprie inițiativă în fiecare liceu și întrebam fiecare elev, nu eu personal, dar ca să aflu de la fiecare elev în parte, dacă se strâng acești bani și de la fiecare părinte în parte, pentru că dacă există un liceu, sigur mai există încă unul, sigur mai există încă două, trei. Niciodată nu va fi un singur liceu din tot județul care s-a trezit de capul lui să strângă fondul școlii sau fondul clasei sau datorii la Xerox sau orice altceva. Și la fel, chiar dacă poate uneori acești bani nu sunt neapărat împinși de diriginte și le spune cereți bani pentru, strângeți bani, faceți chete, aceștia apar dintr-o lipsă. Dacă clasa nu are marcare, consumabile, bureți, ce le trebuie elevilor ca să-și desfășoare activitatea în condiții decente, nu vorbim de condiții bune, vorbim de condiții decente, să ai marcări, să scrie profesorul pe tablă, e o normalitate, nu e ceva extraordinar.
Dar, pe de altă parte, ăsta este un lucru de care ar trebui să se ocupe școala, ar trebui să aibă niște bani, special pentru povestea asta. Bani despre care poate ar trebui discutat cu primăria, cu Consiliul Local, în niciun caz cu elevii și părinții. Din câte știu eu, la ultima strigare, învățământul românesc de stat era unul gratuit. Da. Știi ce vreau să te întreb? Că eram curios. Ți-am spus mai devreme că m-am uitat un pic pe reacțiile în urma publicării celor două cazuri și încerc să-mi explic de ce au reacționat în felul ăsta elevii, părinții, foarte mulți părinți, care au sărit în sus și care au spus că, uite, domnule, nu e mare lucru, ce înseamnă, dăm 30 de lei la fondul clasei, când definitiv ce... Hai să le explicăm ascultătorilor noștri de ce nu e în regulă. Clar. Ideea următoarea. Școala primește bani de la primărie, de la Consiliul Local, din bugetele locale, prin finanțarea complementară. Cheltuielile pe consumabile vin din finanțarea complementară, pentru că școlile au management deficitar, directori numiți politic, de multe ori din același partid cu primarul. Normal că nu o să se ducă la cel de mai sus să le spună: auzi, domnule, dă și mie niște bani că îmi trebuie la copii. Așa că, tocmai pentru că directorii sunt comozi, nu își doresc să ceară acești bani, nu își doresc să-și bată capul cu bugetele, părinții ajung, în loc să pună presiune pe director, să pună presiune pe primar, să ceară acești bani, să dea bani de la ei, pentru că li se pare o soluție mai accesibilă, mai simplă. Lasă, domnule, că merge și așa. Mai ales cred că aici intervine și un context cultural, pentru că acest fenomen se întâmplă de mult timp, nu e unul nou și recent. Dar cred că este momentul ca fiecare să punem stop, fiecare dintre noi, și încurajăm fiecare părinte și fiecare elev să nu mai plătească aceste sume, pentru că dacă niciun părinte dintr-o școală nu ar mai plăti fondul școlii, directorul ar fi obligat să ceară acești bani de la primărie, fiindcă nu ar mai avea o alternativă. Și chiar sunt și cazuri de primari care vor să dea bani la educație, doar că directorii nu le cer și nu pot ei fizic să dea bani fără să li se ceară. Deci, cred că pornește de la fiecare dintre noi stoparea acestui fenomen. Și un lucru pe care aș vrea să îl punctez este că ne-am săturat ca prietenii noștri, colegii noștri care vin și scot de sub preș această mizerie care se întâmplă în școlile românești, să fie amenințați, să fie intimidați, să fie insultați și jigniți de către uneori, de către părinți, de către profesori și chiar de către colegii lor, împinși de alți factori. Da, e foarte interesant ce ne spui și îți mărturisesc că și pe mine m-a surprins când am văzut reacțiile pe rețelele publice, pe rețelele sociale, pentru că mă așteptam, mă rog, cel puțin din partea părinților, să protesteze sau cel puțin să vă susțină demersul. Ăsta e un lucru, nu știu, pe care poate ar trebui să-l analizăm așa în perioada următoare. Mă întorc puțin la Daria. Daria, ce te-a determinat pe tine să faci public cazul respectiv, documentul respectiv? Din ce am înțeles, acest lucru se întâmplă în liceu încă de când a fost înființat și având în vedere că nu are o bază legală, chiar nu înțeleg de ce nici până acum nimeni nu a intervenit în acest fenomen, să spună că nu este legal, și mai ales pentru faptul că acești bani ne sunt ceruți foarte des, semestrial. Sunt copii care poate nu își permit și, din ce am înțeles, a fost un caz în care elevii au fost amenințați că nu li se vor încheia mediile dacă nu plătesc acei bani. Da, și nu da. Este... Din niciun punct de vedere. Da, e trist că se întâmplă lucrurile astea. Sigur, nu ne putem pronunța acum pe ceea ce se întâmplă în cele două licee, pentru că înțeleg că sunt niște anchete în derulare acolo, dar cred că putem reflecta un pic mai mult la fenomenul ăsta. Revin un pic la Ariana. Ariana, nu e prima dată când voi v-ați implicat în astfel de situații și ați avut curajul ăsta de a spune lucrurilor pe nume, niște practici care există în școlile din România și despre care nimeni altcineva nu prea vorbește. M-aș fi bucurat să ne povestești puțin din lucrurile pe care le-ați făcut voi în ultima vreme, pentru că știu că aveți o activitate destul de consistentă din punctul ăsta de vedere. Dacă îmi permiteți, în ultima vreme referitor la fondul școlii sau în general la activitatea noastră? Cred că în ambele situații ne-ar prinde bine mai multe informații. Sigur, referitor la fondul școlii, în cazul din Mangalia, pe lângă faptul că am publicat acele tabele, am și
solicitat parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța să înceapă o anchetă penală cu privire la caz pe numele directoarei pentru infracțiune de luare de mită. Tocmai pentru că, dacă ne uităm pe textul infracțiunii din codul penal, colectarea acestui fond al școlii, fond al clasei, se poate încadra ca infracțiune de luare de mită. Totuși, în acest sens, nu există până acum, din ce cunosc, o jurisprudență. Deci nu există cazuri de directori condamnați penal pentru luare de mită, pentru strângerea fondului școlii sau fondului clasei, dar considerăm că este nevoie să se creeze un precedent, tocmai pentru ca aceste situații să nu mai continue. Fiindcă nu este prima oară în care noi combatem acest fenomen al fondului școlii. A mai fost un caz și în 2019, în urma căruia, într-adevăr, s-a mai liniștit puțin situația, dar vedem că a revenit. Și numai de asta, dacă vedem că fenomenul persistă, este nevoie să luăm măsuri progresive. În general, la momentul actual, avem o situație cu privire la transportul județean al elevilor în Constanța, pentru care noi luptăm. La momentul actual am câștigat și un proces cu Consiliul Județean Constanța în acest sens, prin care s-a suspendat un articol al unei hotărâri de Consiliul Județean și instanța a declarat faptul că, prin hotărâre, faptul că elevii trebuie să aibă transport județean gratuit și că nu este o scuză faptul că județele nu au primit bani de la bugetul de stat pentru ca ei să încalce legea. Deci chiar dacă ei nu au primit bani de la bugetul de stat, în continuare au aceeași obligație, însă pot demara la rândul lor acțiuni juridice pentru a-și primi bani împotriva ministerelor. În regulă. Uite, să știi că avem deja un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Bună seara, Ionuț! Ești în direct la Europa FM. Hai să vedem. Tu cotizezi la fondul clasei? Și dacă da, de ce? Nu pot spune că cotizez la fondul clasei pentru că sunt și reprezentantul unei clase. Am o petiță în clasa a doua, la o școală din Galați, școală generală. Începând chiar cu clasa pregătitoare, ne-am întâlnit toți părinții și am hotărât să facem un comitet al clasei, da? Și prin care am hotărât, doamna învățătoare, sub nicio formă, și chiar ne-a spus în mod explicit că nu avem voie să strângem bani, ea nu ne va cere și doamna directoare condamnă clar acest demers, să strângem bani pentru fondul clasei. În schimb, da, strângem bani, dar că ne dorim noi părinții ca copiii noștri să aibă un mediu de activitate, de desfășurare activităților mai performant. De exemplu, doamna învățătoare ne propune, sunt testele COMPER, vorbesc de clasele mici. Ciclu primar. Da. Sunt testele COMPER. Ce facem? Că școala nu poate să asigure, de exemplu, în școală la noi sunt 850 de elevi, 0,8. Dacă împărțim cumva egal, să încerca 400 de elevi. Ce ar însemna ca școala, o dată pe săptămână, să printeze 400 de pagini pentru aceste teste, care sunt suplimentare, nu sunt cerute de programa școlară. Dar noi, părinții, ne-am organizat, am strâns câteva mici fonduri, am achiziționat o imprimantă și când doamna vine cu o propunere, sau noi, părinții, venim cu o propunere, că este în egală măsură, nu... Deci noi, părinții, decidem ce vrem să, dacă vrem să facem pentru copiii noștri mai mult, printăm acele formulare, așa, le transmitem doamnei și doamna le dă mai departe elevilor. Da, Ionuț, sună foarte interesant, sună interesant ce ne spui, dar pe de altă parte, spuneam și un pic mai devreme, nu pot să nu mă gândesc că, practic, definiția învățământului de stat este acela că este gratuit și accesibil tuturor elevilor. Și cum faceți atunci când sunt copii care poate nu pot susține sumele respective? Susțin ceilalți părinți. Iar definiția, da, este un învățământ gratuit și obligatoriu, cât nu mai știu până la ce clasă este obligatoriu, dar trebuie să fie, sau definiția tot așa spune, că este de o calitate medie. Da, da? Să știi adică că, iartă-mă că te întrerup două secunde, dar să știi că din toată experiența mea de profesor, eu nu știu să existe undeva în legislația privind educația din România, că, mă rog, cheltuielile dintr-o școală se rezumă doar la ceea ce spune programa școlară. Nu, școala ar trebui să facă un buget pe care să-l înainteze comunității locale, consiliul local, corect, și să spună că astea sunt toate nevoile noastre. Uite, de pildă, voiam să te întreb, v-ați gândit voi cei din comitetul de părinți, nu știu, să mergeți la primărie și să le spuneți, domne, uite, clasa noastră vrea să susțină concursul COMPER. Ori pentru asta avem nevoie de o imprimantă în plus.
că e datoria lor. Nu. Noi am făcut în felul următor. Ce am făcut noi? Noi am relatat această problemă la doamna directoare. Doamna directoare s-a dus la primărie și a obținut fonduri pentru, sau mă rog, niște fonduri, o valoare a fondurilor mult mai mare, de exemplu, pentru renovarea claselor, pentru extinderea corpurilor de clădire, pentru dotarea sălii de sport, pentru crearea laboratoarelor. De exemplu, acum învățăm într-o altă locație, pentru că școala noastră este în renovare. Doamna învățătoare asigură transport, învățătoare, doamna directoare s-a zbătut și chiar cunosc asta, adică vorbesc în ce spun acum, vorbesc cât se poate de conștient, că știu, am date certe pentru asta, okay. S-a dus la primărie, ne-a arătat documentele, întâmplător fiecare reprezentant al unei clase face parte și din comitetul pe școală. Da? Periodic avem întâlniri cu doamna director în care ne relatează ce a făcut sau venim noi părinții cu alte propuneri. Da, am înțeles. Da? Și s-a dus, de exemplu, și ne-a asigurat transportul gratuit de la școala veche până la școala nouă. Dar imprimanta tot ați cumpărat-o pentru testele Comper. Imprimanta am cumpărat-o. Mai cumpărăm și câte o manual opțional. V-am spus, asta este pentru că din dorința noastră nu ne-a obligat absolut nimeni din școală. Nu am cumpărat bureți, nu am cumpărat cretă, nu am cumpărat marcăre. Da, în regulă. Mulțumesc tare mult, Ionuț. Ariana, revin la discuția noastră de mai devreme. Iată, îți vorbeam despre reacțiile părinților. Mulți dintre ei pun problema în felul ăsta. Și spun, da, domnule, noi mare lucru nu facem, noi suntem aia care vrem. Cum te lupți cu o mentalitate de felul ăsta? Sincer, cred că este problema că foarte mulți părinți nu înțeleg că există și o alternativă. La fel cum a fost și domnul de dinainte, care a spus că uitați, a obținut așa. Da, dacă sunt anumite victorii, asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm alte cheltuieli. În niciun caz. Dacă obținem anumite finanțări, nu înseamnă că trebuie să neglijăm consumabilele sau alte cheltuieli. Din punctul meu de vedere, nu înțeleg, dacă școala deja avea o imprimantă, la ce mai trebuie cumpărată alta pentru a se imprima acele foi pentru concurs? Și vă spun sincer, 800 de coli, sau nu mai știu exact ce a spus domnul, nu cred că există primărie care să nu-și permită 2000 de lei pentru un Xerox. Dacă sunt unele care investesc în panseluțe pe vârful dealului, cred și eu că ar trebui să găsească bani și pentru o imprimantă. Le reamintesc ascultătorilor noștri că ne putem auzi la 0372069599 și întrebarea serii este dacă dați bani la fondul clasei și de ce o faceți. Suntem în direct cu Rareș. Bună seara, Rareș! Bună seara! Eu vorbesc din perspectiva unui fost elev, că am trăit acum câțiva ani, dar și acum țin minte când în clasele primarii mi s-a folosit pretextul de fondul clasei ca să cumpărăm aspirator învățătoarei sau alt picador pentru profesori. Da, uite, e foarte interesant ce ne spui tu, pentru că, vezi, asta se întâmplă cu niște bani care nu sunt contabilizați. Pot fi cheltuiți discreționar. Dacă nu ai un control contabil legal asupra lor, se poate întâmpla orice, inclusiv, spuneai, de un aspirator. Să știi că nu mă pot abține să nu mi-amintesc, cred că am citit în urmă cu ceva timp despre un caz al unei profesoare de pe Râmnicu Vâlcea care luase banii de la fondul clasei și i-a pierdut pe la păcănele. Asta se întâmplă când umbli cu bani care nu sunt asupra cărora nu există niciun control. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu. Cred că mai avem un ascultător și, dacă nu mă așa, cred că îl cheamă tot Rareș. Bună seara, Rareș! În regulă. Revin la Ariana. Ariana, iată și o perspectivă a unui elev. Ce se întâmplă cu bani care nu sunt contabilizați și asupra cărora nu există niciun control? Da, în mod evident, tocmai pentru că aceste sume sunt strânse în mod ilegal, există și posibilitatea ca ele să fie și cheltuite, nu în modul în care se intenționează să fie. Ca banii poate să fie furați, să fie luați o parte dintre ei. În mod evident, indiferent dacă ei sunt, din ei se cumpără margare sau din ei se cumpără aspiratoare, ei oricum sunt strânși ilegal și este vorba de un folos necuvenit care este însușit. Și în acest sens am vrea să amintim faptul că dacă fondul școlii și strângerea lui de către cadre didactici sau personal al unității de învățământ se cadrează la luare de mită, pe același raționament și
părinții care dau acest fond al școlii, fie că ne place, fie că nu, fie că îi considerăm sau nu infractori, fie că poate doar se complac în situație și sunt confuzi și își doresc binele copiilor lor, pe același raționament juridic, și a plăti fondul școlii se încadrează la infracțiune de dare de mită. Deci, făcând abstracție de componenta morală prin care încurajăm părinții să nu achite aceste sume pentru că ar trebui să le achite școala și dacă nu le-ar mai achita automat, directorul nu s-ar mai complace în situația în care se află și ar cere bani, trebuie să luăm în calcul și să avertizăm părinții că această achitare se încadrează la dare de mită și ei, chiar dacă au intenții bune, se pot trezi în situații în care nu își doresc să se afle. Ariana, dar să le reamintim ascultătorilor noștri că există și o bază legală în ceea ce privește banii ăștia care sunt strânși la fondul clasei. E vorba despre Ordinul Ministerului Educației Naționale, numărul 5079 din 2016 și dacă mi-amintesc bine, a mai existat și anul trecut, cred că în vară, un demers prin care această interdicție să aibă putere de lege. Cu alte cuvinte, avem o bază legală, avem o bază legislativă, trebuie doar să știm de ea și să o respectăm. Dar, iată, mentalitățile sunt mai greu de schimbat. Legi putem da câte vrem, dar până reușim să-i convingem pe profesori, pe părinți că nu e în regulă să se întâmple lucrul ăsta, mai avem un pic de lucru. Să știi că mă gândeam la un moment dat, citeam câteva comentarii ale unor profesori care au semnalat că ei sunt în situația de a scoate bani din buzunar de cele mai multe ori pentru diferite materiale, pentru colile alea de Xerox și spuneau, dom'le, dacă noi scoatem bani din buzunar, de ce așa o nenorocire faptul că și elevii contribuie la aceste cheltuieli? Cum vezi treaba asta? Cred că e o nenorocire că și faptul că profesorii contribuie la aceste cheltuieli, doar pentru că și ei o fac, nu înseamnă că nu mai e o nenorocire că elevii și părinții o fac. Ba din contră, înseamnă opusul. Dacă e o nenorocire că elevii și părinții o fac, e o nenorocire și că profesorii ajung să o facă. Și considerăm că niciun profesor nu ar trebui să scoată bani din buzunar pentru materiale de la clasă, la fel cum niciun părinte sau elev nu ar trebui să scoată, ci fiecare actor ar trebui să ceară banii de la director, iar directorul să-i ceară de la primar. Doar pentru că așa ar trebui să funcționeze lucrurile în mod legal. Și chiar atunci când am semnalat acest lucru, mi s-a spus, tot așa, pe comentarii pe Facebook, niște profesori mi-au spus că eu, s-o spun în modul informal, eu m-aș lua în gură cu șeful meu, dar e de următoare, cel puțin dacă vorbim la stat, profesorii au statut de funcționar public. Nimeni nu-și permite să dea afară un funcționar public că s-a dus la director să ceară bani de Xerox. Da, cu alte cuvinte, uite, foarte bună observație, ar trebui să renunțăm la fricile și la temerile astea pe care le mai avem noi uneori, dar să știi că am auzit și nu puțin părinți care se tem să spună ceva fix din același punct de vedere, să nu care cumva să aibă copilul ceva de suferit. Deși cred că lucrurile astea sunt mai degrabă în mintea noastră. Suntem în direct cu George. Bună seara, George. Bună seara. Te ascultăm. Am un copil din clasa a doua, sunt din Galați, am un copil în clasa a doua și sunt total împotriva, să spunem, donării banilor către școală, decât atunci dacă ar fi contabilizați, scoși în evidență, la final de an contabil, în școala respectivă, da? Să apară, am primit suma X de la primărie, suma Y din donații de la părinți și eu știu din alte proiecte sau ce ori mai fi ei. Da, George, Să apară în bilanță contabilă. La sfârșit de an contabil să apară efectiv școala respectivă, de unde s-a finanțat și cât s-a finanțat în procente, clar, transparent. Foarte adevărat. George, dar voiam să te întreb totuși, în momentul în care, nu știu, ai anunțat sau ți-ai declarat atitudinea, intenția asta de a nu contribui la fondul clasei, cum s-au raportat ceilalți părinți la tine? Cum au reacționat? Nu am întâmpinat nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Într-adevăr, probabil discuții pe din dos există, dar n-am întâmpinat probleme dacă n-am contribuit la fondul școlii și așa mai departe. Dar cred că acești bani trebuie transparentizați, scoși în evidență, să știe întreaga comunitate
cum se finanțează fiecare școală în parte, cât primește de la primărie prin intermediul statului, cât primește de prin proiecte sau alte fonduri care sunt accesate de fiecare școală în parte și în parte și cât primește de la cât primește de la părinți. Da, în regulă. Mulțumesc tare mult, George. Un mesaj foarte bun. Știi, asta mă încurajează, Arian, ascultându-l pe George mai devreme, mi-am dat seama că, de fapt, uite, se poate. Exemplul vostru, cel al elevilor de la Asociația din Constanța, cel al lui George ca părinte, arată că, de fapt, domnule, până la urmă, chiar nu se întâmplă mare lucru dacă spui nu unei practici care, pe lângă faptul că este ilegală, este și imorală până la urmă. Aș vrea să intrăm în direct și cu Daniel. Bună seara, Daniel, ești în direct la Europa FM, te ascultăm. Da, bună seara dumneavoastră și invitaților și ascultătorilor dumneavoastră. Eu vreau să relatez un caz mai diferit, care tot așa să strâng bani, cum zicea și Ariana, poate să intre la dare de mită. Deci fiicul meu este în clasa 1 și de vreo 3 luni au început să facă after school. Bineînțeles, nu obligatoriu. La fiecare oră de after school să face două pe zi, trebuie să plătim 15 lei pe zi. Vreau să știu dacă este o modalitate legală, pentru că after school se ține tot în incinta școlii, dar nu se eliberează nicio chitanță, deci pur și simplu acei bani, unde sunt contorizați? Păi, Daniel, răspunsul este foarte simplu la întrebarea ta. Orice ban care nu este fiscalizat nu e în regulă. Indiferent unde s-ar desfășura activitatea aia și sub ce formă și despre orice ar fi vorba. În regulă. Mulțumesc tare mult, Daniel, ne-ai semnalat o situație interesantă. Ariana, mă întorc la discuția noastră și cu tine și cu Daria și voiam să le reamintesc ascultătorilor noștri că avem bază legală, avem, iată, și exemple de oameni care au curajul să spună nu unor astfel de practici. Ce credeți că ar trebui făcut mai departe? Eu am senzația că fenomenul ăsta este atât de răspândit în școlile noastre, încât, nu știu, poate ar trebui să ne gândim care ar fi următorii pași, cum am putea noi să-i convingem pe oamenii ăștia că nu este în regulă să continuăm cu practica asta. Cred că la nivel de mase de oameni, de cetățeni pe care să-i convingem că nu este ok să continuăm cu practica, este nevoie, în primul rând, ca fiecare dintre noi să ne facem vocea auzită. Dacă se întâmplă ceva de genul să spunem, să ne exprimăm opinia, să explicăm de ce nu este în regulă, pentru că, deși în continuare există foarte mulți părinți, foarte mulți elevi care nu sunt de acord cu acest fenomen, aceștia de multe ori tac și nu își exprimă opinia, nu publică astfel de situații. Până la urmă să lăsăm acea frică deoparte pentru binele comunității în care ne aflăm. Da, fiindcă, da, e adevărat, știi? Mă uitam, ascultându-te, mi-am amintit că cel de-al doilea caz pe care l-ați făcut voi public s-a întâmplat la Colegiul Național Pedagogic. La un colegiu pedagogic, acolo se formează viitorii profesori, viitorii învățători. Da, la asta mă gândeam, că ce lecție primesc elevii de acolo, câtă vreme reflexul ăsta de a contribui, de a perpetua o practică complet toxică pentru ceea ce se întâmplă în școlile noastre. Iată, o duc mai departe, cumva, fără să vrea. Suntem în direct și cu Cosmin. Bună seara, Cosmin, te ascultăm. Bună seara și, în primul rând, felicitări pentru inițiativa celor două domnișoare. Eu sunt în calitate de părinte al unor copii aflat în învățământul preșcolar, care știu că e un pic într-o situație diferită față de învățământul școlar, universitar și așa mai departe. Știu că se află în jurisdicția primăriilor și a autorităților locale. La fel ca sistemul sanitar, cumva mai nou, se practică această mentalitate: dacă nu cer și se oferă părinții să strângă bani, nu înseamnă că nu am încălcat legea, că nu am cerut mită. La fel ca și la doctor. Dacă doctor nu îți condiționează actul medical de primirea unor bani și tu îi oferi de bună voie după actul medical, nu mai intră la luare de mită. Deci așa se practică și în învățământul din România. Nu se cer bani explicit de către profesor, nu se mai strâng de către ei, în schimb se organizează părinții și strâng. În învățământul preșcolar se plătește de către părinți absolut tot, începând de la apă de băut, hârtie igienică, coli A4 de scris, culori, carioci, jucării, etc.
Am înțeles. Deci, practic, ceea ce ne spui tu, Cosmin, e că, de fapt, fenomenul continuă, dar, de fapt, au găsit o chichiță, o portiță legislativă prin care, cumva, să dea, nu știu, să dea o aparență de legalitate. Nu? Adică nu mai strâng profesorii banii, dar există acolo o asociație de părinți prin intermediul căreia se fac toate achizițiile astea. Mulțumesc mult pentru intervenție. Ariana, eram curios să te întreb cum vezi și lucrurile astea. Iată că până la urmă unii au găsit o modalitate prin care să facă lucrul ăsta cu oareși aparență legală. Schimbă asta fenomenul ăsta al fondului clasei și a conotațiilor imorale pe care le presupune? În legătură cu asociațiile de părinți, trebuie să amintim faptul că singura metodă legală e dacă se încheie un anumit contract cu școala prin care se donează banii, iar apoi aceștia trec prin școală și școala achiziționează ce are nevoie cu ei. Dar de foarte multe ori nu se întâmplă acest lucru. Asociațiile de părinți cumpără ele direct anumite bunuri și apoi, fără a fi contabilizate prin asociație, nu prin școală, chiar dacă școala este instituția publică care beneficiază până la urmă în final de acele bunuri. Mai mult, de foarte multe ori, fenomenul strângerii fondului școlii prin asociațiile de părinți, cu o aparentă legalitate, se poate încadra la fraudă la lege. Deci, în continuare, este ilegal. În regulă. Mai avem un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Bună seara, Alexandru, te ascultăm. Bună seara. Vă sun în calitate de părinte a doi copii preșcolari și aș vrea să încep prin a o felicita pe domnișoara Ariana, nu știu ce vârstă are, dar vreau să o felicit pentru discursul articulat, pentru spiritul ăsta civic de care dă dovadă și pe care, sincer, sper să-l găsesc și eu la copiii mei când vor crește, când vor ajunge la vârsta dumneavoastră. Sper să vă doresc să ajungeți în politică, domnișoara, și să am ocazia să votez oameni ca dumneavoastră, pentru că, din punctul meu de vedere, de părinte, e ceea ce avem nevoie să se întâmple în țara asta. V-am sunat pentru că eu sunt părinte a doi copii care sunt școlari în clasa primară la o școală din București. N-am întâlnit până acum practica asta a fondului clasei sau al școlii, însă m-am lovit de practica de la inițiativa părinților pornită de a cadoului de sfârșit de an sau de 8 martie, cu care iarăși eu nu sunt de acord și care, din punctul meu de vedere, merge fix mână în mână cu practica asta a fondului școlii, doar că adaugă. Repet, nu suntem la o clasă la care poate părinții să nu-și permită financiar să susțină banii ăștia, care de multe ori nu sunt puțini, dar cu siguranță, din punctul meu de vedere, nu e în regulă. Principial nu este în regulă, sigur. Care e o opinie adânsă cu privire la situație. Da, în regulă. Mulțumesc tare mult, Alexandru. O întrebare foarte bună. Ariana. Vă mulțumesc mult pentru felicitări și susținere de care dați dovadă. Considerăm că, într-adevăr, nu este ok să se ofere aceste cadouri într-un mod organizat. Într-adevăr, credem că există anumite cazuri particulare în care poate eu am un profesor preferat, termin liceu, vreau să-i cumpăr un cadou. Însă știm cu toții că aceste cazuri nu reprezintă o majoritate și că nu putem scuza o majoritate printr-o minoritate. În majoritatea cazurilor, aceste cadouri sunt luate tocmai pentru a nu supăra profesorul, ca să-i fie bine copilului, ca să îi punem și o vorbă bună. Și sunt luate dintr-un obicei cu care nu putem să fim de acord, din niște principii cu care nu putem fi de acord și considerăm că ar trebui să fie stopate. Da, în regulă. Ariana, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Aș vrea să concluzionăm. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și pentru curajul pe care l-ați avut. Ați văzut, sunt destui oameni care vă susțin, sunt alături de voi, așa că faceți exact ceea ce trebuie. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim marțea viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. We'll be right back.